vă salutăm în numele Domnului încă o dată, cu bucurie, și pe cei care ați ajuns mai târziu, simțiți-vă bineveniți în casa lui Dumnezeu. Locul acesta este casa lui Dumnezeu și orice muritor este așteptat de Dumnezeu și bine primit de Biserica lui Dumnezeu. În dimineața aceasta, având sărbătoarea rugăciunii de binecuvântare pentru copilași, familiile Măgduț, Mihuț au venit înaintea Domnului cu noilor născuți, potrivit poruncii lui Dumnezeu din Biblie. Pentru sărbătoarea aceasta vom avea o predică. Înainte de cuvântul de predică însă, având câțiva musafiri, vrem să rostim numele lor și peste numele lor să punem numele Domnului și de asemenea să-i prezentăm bisericii ca să ne bucurăm împreună. Pe unii dintre dumnealor îi cunoaștem, pe alții nu, însă ne bucurăm și de unii și de alții, fiindcă Iisus, Domnul care a murit, ne-a înfrățit, slăvit să fie Domnul. În primul rând vrem să spunem bun venit surorii Zoița Balota, care vine din satul mare, din Jorocuța. Pe unde sunteți? Vă rog să vă ridicați în picioare. Sora Zoița, suntem bucuroși să vă cunoaștem. Noastră ați venit la familia Zdremțan, la fratele Daniel, și vă spunem bun venit în mijlocul Sfinților Bisericii Betania. Să vă simțiți bine în mijlocul nostru și să vă bucurați. Dumnezeu să vă cerceteze și să vă binecuvinteze. Vă rog frumos să vă așezați. Ne bucurăm de sora Ani Oros, că s-a întors cu bine și în pace, sub protecția Domnului din țară. Sora Ani, bine v-ați întors. Dumnezeu să vă binecuvinteze. De asemenea, ne bucurăm de familia Codrean, de fratele Nelu, de sora Lia, de micuța Hana și de ceilalți care v-au însoțit, pentru că Dumnezeu v-a păzit în călătoria frumoasă pe care ați făcut-o în îndepărtata Australie. Sperăm că inima vă este plină de memorii frumoase și de mulțumire către Stăpânul care v-a oferit acest privilegiu. Ne-am rugat pentru dumneavoastră și ne bucurăm că v-ați întors cu bine și în pace. Dumnezeu să fie binecuvântat! Vrem să salutăm familia Buia, pe prealesul frate Ionică și pe sora Victorița, scumpii și stimații noștri, ne bucurăm să vă revedem. Ați fost niște prieteni devotați față de Biserica Betania de-a lungul anilor, față de mine personal, de familia mea și de mulți de aici. În numele Domnului vă binecuvântăm, ne bucurăm să vă revedem. Punem mângâierile Domnului și în numele Domnului peste viața dumneavoastră, peste casa dumneavoastră și peste viitorul dumneavoastră. Lăudați să fie Domnul! Din mijlocul bisericii noastre, miercuri, va pleca în România cu intenția să se mute acolo familia Cândea, fratele Liviu și sora Lucia, dânsii sunt părinții surorii Silvia Pomian, soția lui Cipri. Vrem în numele Domnului, dragii noștri, să vă binecuvântăm la plecare. Având intenția să vă mutați, să vă stabiliți în România, vrem să facem pentru dumneavoastră o scurtă rugăciune și nu numai pentru dumneavoastră, cât și pentru frații pe care i-am anunțat și pentru Domnul care binecuvintează și păzește. Și o să citim cuvântul Domnului așa cum noi obișnuim când o familie din biserică sau din comunitate de a cărui plecare noi avem cunoștință, vrem să citim cuvântul Domnului care să vă însoțească și să fie peste creștetul capetelor dumneavoastră. Poporul Domnului, aș vrea să vă invit în numele Domnului să vă ridicați. O să citesc Psalmul 121 din partea Domnului și din partea Bisericii Betania. Îmi ridic ochii spre munți. De unde îmi va veni ajutorul? Ajutorul vine de la Domnul care a făcut cerurile și pământul. Da, El nu va îngădui să ți se clatine piciorul, cel ce te păzește nu va dormita. Iată că nu dormitează, nici nu doarme cel ce păzește pe Israel. Domnul este păzitorul tău, Domnul este umbra ta pe mâna ta cea dreaptă. De aceea nu te va bate soarele ziua, nici luna noaptea. Domnul te va păzi de orice rău, îți va păzi sufletul. Domnul te va păzi la plecare și la venire, de acum și până în veac. Amin. Tată Ceresc, ne oprim în fața ta cu lucruri mari și lucruri mici, știind că toate sunt expresia iubirii și milei tale față de noi. Și îți mulțumim pentru familia Codreanu și pentru sora Ani Oros, care s-au întors în pace, protejați și binecuvântați de tine. Mulțumim pentru familia Buia, pe care îi revedem astăzi în casa ta, îți mulțumim că i-ai păzit și i-ai binecuvântat. Și îți mulțumim că numele tău va rămâne peste ei și peste viitorul lor. Mulțumim pentru familia Cândea, pentru că îi vei binecuvânta în călătorie, să se așeze acolo unde vor merge în România. Mulțumim că le vei binecuvânta copiii de acolo și copiii de aici. Și îți mulțumim în numele Domnului că vei fi binecuvântarea și protecția lor. Mulțumim că vei binecuvânta, Doamne, rugăciunile prin care nu
vom pune numele Tău peste acești noi născuți. Mulțumim că vei binecuvânta cuvântul de predică care va veni din inima Ta de Tată către sufletele noastre de muritori, ca să ne mângâie, ca să ne învețe și ca să ne pregătească pentru revenirea Ta. Mulțumim că vei binecuvânta mulțimea aceasta care s-a strâns aici pentru faima numelui Tău, pentru că oamenii aceștia au auzit de Tine și cred că ce au auzit este adevărat, făcând din adevărul acesta un adevăr personal care le-a schimbat viața și se țin după Tine, Doamne, pentru că acolo este locul tuturor muritorilor, la picioarele Tale urmându-Te pe Tine, Domnul vieții. În numele Domnului mulțumim că ne vei binecuvânta, de aceea ne închinăm, Te binecuvântăm pe Tine și cuvântul Tău și poporul Tău și casa Ta. Amin. Lăudat să fie Domnul! Frați și surori, vreau să citesc cuvântul Domnului din Luca 15. Vă rog să deschideți cuvântul acolo. Mă tot gândeam dacă să citesc toată pilda fiului risipitor sau nu, este puțin cam lung textul acesta, timpul este limitat ca de obicei, însă crezând că în biserică sunt oameni care trebuie să și-l aduc aminte sau să-l audă, o să-l citesc în întregime. Deci pilda fiului risipitor, Luca 15:11. El a mai zis, un om avea doi fii, cel mai tânăr din ei a zis tatălui său, tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine, și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară îndepărtată, unde și-a risipit averea ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu îi le da nimeni. Și a venit în fire și a zis, câți argați ai tatălui meu o belșug de pâine, iar eu mor de foame aici, mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și îi voi zice, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău, fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și i s-a făcut milă de el. A alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi, aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea, puneți-i un inel în dege și încălțăminte în picioare, aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l să mâncăm și să ne veselim, căci acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Și au început să se veselească. Amin. Frați și surori, vă invit respectos să vă reocupați locurile. Alături de dumneavoastră, sunt bucuros de sărbătoarea acestor două familii, frații noștri, de aceea îi felicităm, îi salutăm, îi binecuvântăm în numele Domnului și pe copilașii pe care i-au primit să-i crească, să-i educe, să-i instruiască. În această dimineață, cuvântul de predică pe care o să-l rostesc, l-am intitulat Fiul risipitor și Tatăl primitor. Pilda aceasta este denumită pilda fiului risipitor. Cornilescu i-a pus această denumire. Probabil nu neapărat el a inițiat-o, dar el a așezat-o aici în fruntea acestui text. Tatăl despre care vorbește textul, deși este un tată biologic, ca fiecare dintre tați, îl simbolizează pe Dumnezeu. Și atitudinea acestui tată față de cei doi copii pe care îi are, simbolizează de fapt atitudinea lui Dumnezeu față de toți oamenii. Pilda aceasta, fiind o întâmplare imaginară, vorbește despre un tată bun și despre doi copii răi. Unul a fost rău într-un fel, celălalt în alt fel, dar amândoi au fost răi. Observăm că bunătatea lui, cel puțin pe unul dintre ei, l-a câștigat. Deși pilda nu vorbește neapărat despre o experiență
nu se referă în primul rând la o experiență umană dintre un tată biologic și fiii lui, în ciuda faptului că întâmplarea este în contextul uman, ea fiind o întâmplare imaginară, adică o pildă, o parabolă, de fapt, vrea să vorbească despre dragostea de tata lui Dumnezeu, care este un Dumnezeu bun, față de oamenii de pe pământ, care sunt oameni răi și păcătoși. Bineînțeles că, fiind vorba de binecuvântarea de copii, această sărbătoare din lumea reală, din lumea umană, eu o să vorbesc despre tatăl primitor, tatăl biologic, și despre fiii lor, despre copiii lor. Spun cuvântul acesta de predică pentru că pot surprinde în predica aceasta aspecte la care textul se pretează, ne ajută. Această pildă explică cum un copil rău nu a putut să-și cumpere nici măcar o roșcovă cu jumătate din imensa avere a tatălui său. De asemenea, una dintre ideile de bază ale acestei pilde este faptul că trebuie să fii un tată bun pentru a putea crește, educa, disciplina și instrui un copil rău. De fapt, este dificil de explicat ce înseamnă un copil rău. Dintr-un anumit punct de vedere, un copil rău înseamnă un copil. Nu vreau să spun că toți copiii sunt răi, vreau să spun că toți copiii sunt copii. Și când îi privești cu mintea de adult, nu-s cu minți. Ei, la vârsta lor, sunt normali, dar noi, adulții, am vrea să fie adulți de mici. Însă ei mai întâi sunt copii și perioada aceea e o perioadă mai grea. În primul rând, la astfel de copii răi mă refer eu, la copii normali. Surprinzând în textul acesta relația dintre tată și fiu, atitudinea greșită a copilului și atitudinea excelentă a tatălui, m-am gândit să vă prezint trei gânduri care se pot aplica la unii dintre noi, fără să am îndrăzneala să spun că la toți. În ceea ce mă privește, cred că aceste trei gânduri sunt principii. 1. Fiecare părinte se va confrunta cu rebeliunea copilului atunci când acesta se va face cât de cât mare. Absolut fiecare părinte se va confrunta cu o formă de răzvrătire într-o anumită perioadă a procesului de creștere din viața copilului lui. S-ar putea ca această răzvrătire să aibă forme foarte ușoare, mai ales la fete, care sunt mai docile, mai supuse, ele au natura specifică pentru a se supune părinților, mai apoi soțului, mai puțin la bărbați care au această tendință de a fi viteji, de a conduce, de a se lupta pentru orice, au competiția în sânge. E dincolo de particularitatea răzvrătirii, de timpul răzvrătirii, fiecare copil are o perioadă, mai ales atunci când trece de la controlul tatălui la propriul control, la autocontrol, de pe pilot automat pe manual. Și priviți cum se manifestă această răzvrătire în cazul de față a acestui copil rău, copil rău al unui tată bun. Până la urmă, poate un tată bun să aibă un copil rău? Răspunsul este da. De ce? Pentru că copilul, până când ajunge adult și este pe deplin conștient de ceea ce face, de ceea ce vrea să facă, adică caracterul lui, trece printr-o fază, printr-un proces lung de conștiență care se risipește până când dispare de tot. Perioada aceea este o perioadă de confuzie, de căutare, de căutarea propriei identități. Mai ales adolescența este o astfel de perioadă. Perioada aceasta este specifică să se manifeste prin răzvrătire. Copiii sunt tentați să ceară, să consume, nu să producă. Spune copilul rău către tatăl bun: tată, dă-mi partea de avere. Care parte de avere, mă? Ai muncit tu? Ai făcut o avere? Îți trebuie avere? Du-te la lucru.
Lui trebuie avere. S-a făcut măricel, poate să se ducă de acasă și să găsească casa singur când se întoarce și trebuie avere. El nu produce, el cere. Lui trebuie, el vrea să consume. A muncit bietul tată o viață, a muncit greu și a strâns bănuții. Și acum domnișorul s-a făcut mare și îi trebuie bani. Și pentru că nu are, cere. E normal copilul să ceară, dar nu jumătate din avere. Cere, mă copile, de un corn, cere de o ciocolată, cere de un bil de telefon, dar nu jumătate din munca mea de o viață. Ăsta cere, dar cere serios. Copiii consumă. Nu mă refer la un consum natural pentru existență. Mă refer la copii mari care fug de responsabilitatea de a produce și se lipesc tare de obiceiul de a consuma. Nu știu dacă ați întâlnit vreodată o astfel de ființă. Apoi, observând aici că el cere moștenirea înainte să-i moară tatăl, nu avea drept. Moștenirea o primești după ce moare proprietarul, adică tata. Cere moștenirea înainte de cel care era mai mare decât el, adică al doilea născut, cere moștenirea. Ciudat, mă surprinde extraordinar. Tatăl împarte averea și la amândoi l-o dă, nu numai la cel care a cerut-o. Apoi cere moștenirea cu un gând egoist, el știa de ce cere moștenirea, vrea să plece și îi trebuia mulți bani ca să facă ce avea de gând să facă dacă pleacă. Și cere moștenirea pentru a-și destrăbăla viața, o destrăbălare dorită, intenționată, programată. De obicei copiii devin responsabili atunci când își formează propria lor familie și când se mută în casa lor. Atunci se face trecerea de la băiat la bărbat, că jumătatea de avere rămâne la tata, el nu prea mai are acces la ea și n-are încotro. Dar cât e la tata, jumătatea de avere e mai mult a lui decât a tatălui. Apoi, copiii sunt tentați să risipească, nu să economisească. Părinții se ocupă cu economia, copiii se ocupă cu risipa. Între a cheltui și între a risipi e diferență. Și părinții cheltuiesc, dar cheltuiesc cu grijă, cheltuiesc cu discernământ, cheltuiesc cu simțul măsurii. Nu poți să cumperi tot ce-ți dorești. Nici nu știu câți oameni pot să facă asta. Dar copiii trec dincolo de a cheltui la faza de a risipi. Și uitați ce spune Scriptura. A plecat într-o țară îndepărtată și acolo și-a risipit averea. Dacă o cheltuia, ajungea o viață. Dar pentru că a risipit-o, a risipit-o într-un an, doi. Nici nu știu, Biblia nu spune cât, dar nu cred că a durat atât. De asemenea, versetul 14, a doua parte, spune a cheltui totul. Oamenii mari nu cheltuiesc totul niciodată, pentru că ei știu că mâine s-ar putea să plouă. Dar copiii cred mereu că mâine va fi soare și că la robinet când deschizi curg bagnotele de 100 și cheltuie totul, că oricum deschizi robinetul și curge. Copiii cheltuie totul. Ei cheltuie tot timpul pe care l-au. Dacă se duc în oraș și se înțeleg cu tata să vină la 11, domnule, nu se lasă până nu vine la 11 și 5. Bă, copile, de ce nu te ții de cuvânt, mă, tată? A, tată, zice 5 minute. Păi bine, mă, dacă 5 minute n-are importanță, de ce n-ai venit la fără 5? Dacă tot nu-s valoroase 5 minute, vino, tată, la fără 5, nu la și 5. Mereu și mereu și mereu tu îmi furi mie 5 minute după ce eu ți-am dat 2 ore, sau 3, sau 5. Domnule, nu le ajunge timpul. Cheltuie tot, ba cheltuie și ce nu au. Cheltuie bani din viitor pe care îi trag în prezent și cheltuie timp din viitor. Una dintre marele probleme ale tinerilor, excepție fiind tinerii din biserica noastră, cei care sunt prezenți, este că duminică dimineața nu ajung la biserică. De ce nu ajung duminică dimineața la biserică? Fiindcă sâmbătă noaptea este scurtă, nu are 8 ore sau 12, are ore puține, 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 pentru că se culcă târziu că nu le ajunge timp. Nu le ajunge timpul, nu le ajung banii, nu le ajung minutele de pe telefon, nu le ajung timpul la internet. Hai vino încoace că avem treabă, mai lasă-mă 5 minute, zici. Ok, mai las 5 minute. Hai vino și mai lasă-mă 2 minute, dar l-am lăsat 15, că eu am știut ce înseamnă 5 minute. De obicei nu le ajunge, sunt nesățioși, n-au simțul măsurii, nu se pot opri, nu se mulțumesc cu puțin. Nu-i deloc ușor să trăiești în casă cu astfel de ființă. Nimeni nu are grijă de un lucru pentru care nu a muncit. Când împrumutați ceva la cineva
să nu mai manifestați, iertați-mă, copilăria, să credeți că va avea grijă de lucru pe care l-ați dat. Sapă, bormașină, pick-up truck, costum, papion, ce vreți. Când ați împrumutat ceva, să știți că pentru omul acela, deși vrea să vi-l aducă înapoi în stare bună, nu simte ce simțiți dumneavoastră, că îi lipsește bătătura din palmă pentru lucrurile ăla. Copilul nu simte ce simte tata când ia un lucru din casă. N-are aceeași valoare. Pentru el e ieftin. El a crezut că tata l-a împrumutat de la Home Depot sau de la cine știe ce prăvălie. Apoi, copiii sunt tentați să experimenteze păcatul din curiozitate. Ei sunt nou veniți aici, pe scena lumii. Noi suntem de mult. Am fost de multe ori la grădina botanică, la grădina zoologică, la în downtown, ne-am uitat, ne-am cam plictisit. Nu mai vrem să vedem lucrurile astea, la fel. El acolo a venit, lui iarde să meargă repede la grădina zoologică, că n-a văzut-o în viața lui. Și e curios, nevoie mare. Și eu-s liniștit, plictisit, că am fost de 10 ori la grădina botanică. El zice, tată, lasă-mă să mă duc. Bă, copile, dar stai liniștit să se facă dimineață. Stai să mâncăm. Stai așa liniștit. Dar îl mănâncă curiozitatea, că n-a fost deloc acolo. Și uitați ce spune Scriptura. Scriptura spune următoarele cuvinte. Ducând o viață destrăbălată. N-a putut el, copil serios, să-și folosească toți banii ca să ducă o viață decentă? De ce a trebuit el să ducă o viață destrăbălată și nu decentă? Dacă ai bani, asta nu înseamnă că trebuie să trăiești în păcat. Că nici bogatul, nici săracul nu e împins să păcătuiască. Dar n-a vrut să-și cheltuiască banii decent, a vrut să-i cheltuiască în destrăbălare pentru că a fost curios să afle gustul păcatului. Adevăratul motiv pentru care a plecat de acasă a fost să primească libertatea de care avea nevoie să păcătuiască. Acasă era constrâns. În libertate putea să facă ce vrea. Avea bani și libertate. Cele două mari vise ale tinerilor. Și de fapt, nu numai ale lor. Spune fratele lui mai mare, știind câte ceva, probabil au mai vorbit prin scrisori în perioada asta, zice, am mâncat averea cu femeile desfrânate. El a avut curiozități. Și le-a experimentat, a trecut prin toate păcatele acestea, pentru că a vrut să experimenteze. Copiii vor să experimenteze, este o lege. Cum dumneavoastră, mergând într-un loc străin, vreți să vizitați, să vedeți, el apare într-un loc străin, într-un loc nou, într-un peisaj nou și vrea să experimenteze. E în legea firii, nu e în legea Duhului, adevărat, e în legea firii. Să nu vă mirați că vrea să vadă cum arată fumul de țigare. Dacă reușește să se oprească, înseamnă că e un copil deosebit și înseamnă că educația și-a făcut efectul și înseamnă că l-a spăzit de anturajul în care i-a tot oferit țigarea, că și asta contează. Că te oprești o dată, de două, de trei, dar dacă nu te duci într-un astfel de anturaj, nici n-ai de unde să te oprești și e mai ușor un pic. Iată, dar unul a făcut averea și unul a mâncat averea. Doi oameni, două atitudini, două caractere, două perspective. De ce unii fac avere și unii o cheltuiesc? De ce e așa de mare diferență între capul unuia și al altuia? Sau mai bine zis, ce are unul în cap și ce are celălalt în cap? Ce am putea să-i facem la copilul ăsta rău să aibă minte ca tatăl bun? Voi ce părere aveți? Îi dați vreo șansă? Al doilea gând pe care vreau să-l spun și cred că este un principiu, este faptul că fiecare copil are nevoie de motivație pentru a se corecta. Corectarea este cea mai grea atitudine pe care un om o poate face în propria viață, pentru că o face cu privire la el împotriva la ceea ce vrea. El nu vrea asta, dar o face prin disciplină datorită motivației. Ce anume îl poate motiva pe un copil? Nevoile neîmplinite. L-a motivat pe tânăr să muncească. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lips. Atunci s-a dus. Unde? La lucru. Dacă nu se cheltuiau banii și mai erau în pungă, nu se ducea nici atunci. Era ocupat. Dar sunt sigur că dacă îl vedeai pe la 12:01 dimineața, era frân de oboseală. Bă, copile, lucru n-ai. Unde, mă, tată? Cine te frânge în felul ăsta?
Cine te obosește, tata, așa de... Cine? Cum ai ajuns așa de epuizat? Greu de explicat. Dar pentru că nu a mai avut nevoile elementare împlinite, s-a dus. În sfârșit, s-a dus. Acum vă întreb, n-ar fi bine să ne gândim la această motivație, să o premedităm? Să zicem așa, uite tată cum facem. Cât costă treaba asta de care ai nevoie? $2. 1,50 pune tata, 50 pui tu. 50 de cenți. Ai 50 de cenți, poți face rost? N-am. Dar ce ai putea să faci pentru 50 de cenți? În momentul în care se pune problema așa ca idee, ca principiu, copilul înțelege că dintr-o dată oamenii din jurul lui are așteptări de la el, nu exagerate, ci potrivite cu înălțimea lui, înălțime la trup, înălțime la cap, înălțime la inimă, înălțime intelectuală, profesională, de toate felurile. Dar dacă îi spui copilului, lasă că tata se descurcă și tu nu ai nimic de făcut, atunci copilul face din asta o mentalitate și până n-ajunge în sapă de lemn, cum zicea bunica, adică să nu mai aibă ce să bage în gură. Are și porcul roșcove să mănânce, dar el nu are, atunci împins, constrâns de nenorocire, se duce să se lipească de cineva. Mai bine se ducea mai din timp și se angaja la cineva, dar a pierdut trenul. Și atunci s-a dus prea târziu și n-a avut încotro decât să se lipească. Și când te lipești de ăla la care lucrezi, e mai complicat un pic. Că se creează dependență și obligații fără limită. Și nu mai ești angajat, ești rob. Când te lipești, ești rob. Când te angajezi, ești muncitor. Între astea două, e o mică diferență. Observați, vă rog, ce se întâmplă cu copilul acesta. Crizele vieții, așteptările înșelate ale falșilor prieteni îl va motiva să revină în familia pe care a părăsit-o. Frații mei, poate aveți copii care sunt într-o perioadă de răzvrătire și sunteți în competiție cu prietenii copilului cu care el vă compară și spune așa, tu mereu mă cerți, prietenul meu mereu mă apreciază. Asta înseamnă că prietenul meu e bun, tu ești rău. Tu nu știi altceva decât mă știu mai certat. Ei bine, din acest motiv el se lipește de prietenul lui, că prietenul îi spune ce îi place să audă. Tata e rău, tata nu știe altceva decât să ceartă, să scoată cureaua, să-i aducă mereu aminte de toate lucrurile, să-i repete că trebuie să se spele pe dinți și alte lucruri, mai omorâ cu gura. Prietenul nu-l mustră, că pe prieten nu-l interesează dacă miroși urât sau frumos. Pe prietenul îl interesează să aibă cineva pe care prostește și pe care îl pune primul. Dar copilul nu știe asta, că nu e adult. Dar în momentul în care e dezamăgit de prietenii în care s-a încrezut, atunci el realizează că are nevoie de un reper de care să se agațe. Și știți cine e reperul? Familia. Pentru că familia iubește fără ca cineva să merite să fie iubit. Aceasta este legea familiei, să iubești fără să merite. Dacă noi ne-am iubit copiii doar când merită, i-am iubit sporadic, adică din când în când. Cum e iubirea de mamă? Absolut necondiționată. Nu zic că a tatălui nu-i chiar așa, dar tata e puțin diferit. Dar mama, prin excelență, are o iubire necondiționată. De aceea, până când murim, când spune mamă, tresărim. E unul dintre cuvintele care ne mișcă. Experiența falimentului va motiva să-și vadă greșelile. Și a venit în fire. Când? După ce și-a risipit toți banii, după ce a făcut toate greșelile, după ce a trecut prin toate falimentele, după ce s-a făcut de toată rușinea, după ce s-a însingurat, după ce i-a lăsat pe toți să-l fraierească, iertați-mi expresia, e când a ajuns în acest faliment și a văzut și el greșeala. Și atunci, în sfârșit, a zis și el. Ce a zis? Ce i-a zis toată copilăria tata? Tata mereu i-a zis treaba asta, dar n-a fost bine. Acum a ajuns și el să zică ca tata. Nu era bine să-i dea el dreptate tatălui și să rămână cu bani în pungă? Ba da! Și să nu lase pe ăștia tot să mănânce pe banii lui vreo 2-3 ani de zile? Ba da! Și banii ăștia să-i aibă pentru familia lui și pentru bucuria lui? Ba da! Da? A zis că tata nu zice bine și uite acum că viața l-a dus să zică ce zicea tata. Și știți marea vorba a copiilor? Tata a avut dreptate. Când zice așa, să-l pupați. Tata a avut dreptate.
Dar de ce trebuie să treci prin faliment ca să te convingi că tata are dreptate? De ce nu ai încredere în el? Bineînțeles că tata are dreptate. Al treilea gând și închei. Fiecare părinte va trebui să gestioneze criza din relația cu copilul lui. Foarte mulți părinți eșuează aici. Sunt părinți buni, investesc, se sacrifică extraordinar. Dar când intră în criză de relație cu copilul, mai ales bărbați, mai ales tații, abordează o atitudine războinică și zice așa: fiule, până aici, de astăzi înainte, și tot ce urmează e greșit, nu mai calci în casa asta, nu mai dormi în patul ăsta, nu mai beneficiezi de banii mei. Și încep declarațiile astea puternice. Ascultați-mă, nimic nu este mai greu pentru un tată decât să gestioneze o relație încordată, mai ales cu băieții, că cu fetele e ușor, după cum mamelor le e ușor cu băieții. Dar între tată și fiu, să știți că este complicat, că sunt doi bărbați. Iar pe tatăl îl enervează bărbăția imatură, adică pe care și-o asumă copilul, deși nu-i bărbat, face pe bărbatul. Și le enervează pe tata că el nu face nimic, nu produce, dar cere, mai are și gură mare, mai și explică lui cum e bine în timp ce spune numai cum e rău. Și tatăl zice: ok, dacă ești așa de deștept, uite, fiule, cum să faci și cum să faci. Și dintr-o dată e împins de proprii nervi, de propriile resentimente, să gestioneze greșit. Și dacă ți-ai pierdut prietenia cu copilul, ai pierdut copilul. Pe copil îl ai lângă tine cât timp ți-e prieten. Vorbesc de copii mari, nu de copii mici. Copii mici îl trăși de ureche pe unde vrei. Dacă în copilul se face mare, dacă nu ți-e prieten, gata, a coborât din tren. Mă vei întreba, dar pot să fiu cu prieten cu acesta? Poți să fii cu orice copil de-al dumitale, dacă vrei. E adevărat că unele lucruri sunt mai scumpe, altele mai ieftine. Dar se merită. Dacă l-ai pierdut de prieten, l-ai pierdut și de mușteriu, adică de client. Nu mai îl găsești, s-a dus, se ascunde, te părăsește. Și vei întreba cum poate, ce inimă are. Păi el pune aceeași întrebare despre dumneata, dacă vrei să mă crezi. Trebuie să ai puterea să gestionezi relația de încordare, de conflict pe care s-a creat între tată și copil. Observați cum o gestionează tatăl acesta. Este extraordinar. E adevărat că e ideală și noi suntem doar reali. Reacția tatălui încurajează și motivația, intenția de corectare a copilului. Încă o dată. Atitudinea tatălui pe care o are, plină de bunătate și de înțelegere, îl motivează pe copil să vină acasă, că știe că tata îl primește. Nu mai merit, el spune cu gura lui: tată, nu merit, sunt un derbedeu, știu că ți-am mâncat averea, mi-e rușine de mor, tată, dar n-am ce să fac, ești tatăl meu, vin la tine, dar uite, nu mai am nicio pretenție, am avut. Iartă-mă, tată, n-am avut minte, ți-am cerut averea, acum nu-ți mai cer nici calitatea de fiu. Tată, primește-mă ca pe o slugă, o să dorm undeva într-o cămară, sub cerul liber, sub mărul din curte. Tată, nu mai am nicio pretenție, nu-mi trebuie bani, nu-mi trebuie poziție de fiu, nu vreau să mai mănânc cu tine la masă. Tată, înțeleg ce rău am fost, mi-e groază de mine, îți înțeleg atitudinea de gentleman, tată, te respect, dar vreau să fiu cu tine, însă nu la nivelul pe care l-am pierdut, la care i-am dat cu piciorul. Dacă puteți, țineți minte ce urmează să spun acum. Când copilul se pocăiește singur, să nu-l cerți. Dacă l-ai certat, ai făcut cea mai mare greșeală pe care o poți face. Nu certa un copil care se pocăiește. Pentru că rolul cerții, atunci când îl cerți, de fapt asta vrei să faci, să-l frângi și să se pocăiască. Dar el s-a pocăit singur. Nu mai trage în el dacă a murit. Împuși tu mort? Păstrează-ți gloanțele, că scumpe. Copilul se pocăiește singur, știți ce face fiul? El vine, știți ce face tatăl? Fiul vine și spune: tată, am păcătuit, nu știu ce, nu știu ce și nu știu ce. Și tatăl pur și simplu schimbă subiectul. Nici nu vorbește cu el, se uită la sluși și spune: hei, aduceți vițelul, aduceți inelul, aduceți hainele, întindeți mesele, puneți folie pe mese, aduceți pahare să ne veselim, aduceți farfurii, multe farfurii, felul 1, 2, 3, 4, e zi de sărbătoare. Copilul a fost surprins. Se aștepta la morală, la ceartă, poate la un pic de... Dar nimic din toate astea. Tatăl schimbă subiectul. De ce? Copilul venise pocăit, gata. L-a pocăit viața. În concluzie, vreau să vă spun că la început copilul a crezut că merită totul, la sfârșit a crezut că nu mai merită nimic. La început a fost nemulțumit de ceilalți, la sfârșit este nemulțumit de el.
La început a pus accent pe a primi, pe bani și pe prieteni. La sfârșit a pus accent pe modestie și pe familie. Oamenii lui Dumnezeu, dincolo de faptul că noi suntem oameni credincioși, pastori, prezbiteri, diaconi, dirijori sau simpli membri în adunare, tineri sau bătrâni, noi toți cândva vom fi tați sau mame. Dacă am ieșuat aici, microfonul ăsta nu mai are niciun gust pentru noi. Dacă am ieșuat aici, toți banii, toate meritele, toate realizările, toate dobândirile vieții nu mai au nici cea mai mică valoare. Pentru că adevărata fericire se creează pe fondul relației. În familie este fericirea noastră. Dacă nu investim acolo și suntem ambițioși, tot timpul cu cuțitul în mână, cu sabia în mână, tot timpul ne răzbunăm, tot timpul pleacă dacă nu mă asculți, să știți că copilul într-o zi ne va asculta și nu mai știm cum să-l aducem înapoi. Uitați-vă la pilda aceasta, că e pilda lui Dumnezeu, și învățați din ea împreună cu mine, pentru că copiii noștri sunt cele mai importante ființe pentru noi după tovarășul de viață. Dumnezeu să ne binecuvinteze, amin.